Dacă tot e dezlegare la pește, am pregătit o ruladă de somon cu mămăliguță. Pentru început am fiert mămăliga în apă, am întins-o într-o tavă și am lăsat-o la rece. Între timp am condimentat două bucăți de somon cu sare, piper și un sos din lapte de cocos, roșii uscate, usturoi și zeamă de lămâie. Am adăugat spanac sotat, l-am rulat, l-am fixat cu o scobitoare și l-am pus la cuptor alături de roșii șerii iar după ce am prăjit mămăliga antigae, am montat o pe farfurie alături de ciuperci sotate, roșile la cuptor și rulada de somon. Și trebuie să vă spun că a fost absolut delicios.